Leul moldovenesc se depreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru vineri, 20 august, un curs de 20 lei și 62 de bani pentru un euro, cu 4 bani mai mult decât ieri. Dolarul american câștigă 7 bani și ajunge la cotația de 17 lei și 64 de bani. Leul românesc e mai scump cu un ban și e cotat la 4 lei și 18 bani. Și hrivna ucraineană câștigă un ban și costă azi 66 de bani. Rubla rusească își păstrează cotația de 23 de bani.